Martin! Ce faci? Ce ai pățit? Te-am lovit? Da! Culcă-te, ceama! Dar nu pot! De ce? Păi, vreau să te întreb ceva. Trebuie neapărat acum, ceama? Vreau să fiu iubitul lui Zoe, dar nu știu cum ar trebui să-i spun. Bine, ok. Uite, spune-mi. Cel mai important e că niciodată, dar niciodată, să nu-i spui unei femei că ți la ea. Apoi trebuie să-i acorzi atenție, pentru că femeilor le place foarte mult să fie privite, înțelegi? Să vezi că sunt acolo. Apoi e foarte important să le spui de păr, o întreb dacă și-a făcut ceva la păr, ce-ți place la ea, îți plac ochii, poți să-i vorbești de ochi, de culoarea ochilor ei. Și partea cu devenitul iubiți când vine? Să deveniți iubiți? Da. Vă doare? Da, mă doare. Dar mai mult mă doare umilirea, de fapt. Stai jos. Adu-mi aminte ca mâine să-i trimit un buchet de trandafiri roșii femeii alea, te rog. Mereu faceți asta? De fiecare dată când o dați în bară cu vreo tinerică... Ce vrei să spui? Nu, știu și eu. Palma pe care ați trimit-o o cam meritați. Nicolas, tu ești bărbat. Cum poți să-mi spui așa ceva? Nu, sigur, bineînțeles, dar cred că... femeilor nu le place să se simtă așa mințite, nerespectate. Ele vor să se simtă protejate și să fii cu ele și... A, da? Da. Deci până da. La urmă te pricep la femei. Băi, așa, zic din auzite. Ia auzi. Bun, păi somn ușor. Stai, nu pleca. Îți mulțumesc pentru azi, pentru loialitate și pentru discreție. Da, bun. Apreciez bun, asta. Da, bă, dacă nu ne ajutăm între noi... Așa e. Ai dreptate. Bine, pe mâine. Stai, nu mi-e somn. Ție? Nu, nici mie. Atunci hai să bem șampania, până nu se strică. Nu, eu nu, în timpul serviciului nu. Nicolas, de fapt tu nu ești în timpul serviciului. Iar când un prieten te invită la o șampanie, niciodată să nu-l refuzi. Doamne, vezi ce nedreptate. La câte fac eu pentru el, iar el se vede cu orice nătângă. Chiar nu e drept, deloc. O, Doamne, stau de vorbă corozătoare. Mi-e rău. Dar eu îl iubesc și sunt în stare să fac orice pentru el. Dumneavoastră sunteți, domnișoară Selina? Ne scuzați, am auzit zgomote. Eu sunt. Ce e cu cureaua aia? Mi-o pun acum. Știți ce s-a întâmplat? Am auzit pași aici și ne-am speriat. Și de ce? Eu eram, doamnă Guadalupe. Mă duceam la culcare. Foarte bine. Numai că aveți camera în partea opusă. Știu, nu e nevoie să-mi spui, Horacio, gata. Acum mergeți la somn. Somn ușor, da? Mi se pare mie sau asta se ducea spre camera ambasadorului? Nu vreau să știu. Da. Are gust bun, nu? Gust bun, fața frumoasă, un zâmbet. E șampanie, Nicolas. Da, mi s-a urcat bulele la cap. Stai liniștit, ai grijă, șampanie înșelătoare. Până la urmă va trebui să te pun pe umăr și să te duc în camera ta să te dezbrac și să te bag în pat. Nu mă dezbrăcați, hainele nu. Eu sunt perfectă în stare, n-ar fi trebuit să beau pentru că... Hei, e bine să bem puțin, să ne relaxăm din când în când. Da. Bine, da? O să faci ce te-am rugat cu Martin? Da. Să-l însoțești, să-l păzești și să-l duci peste tot, ha? Da, nu. Da sau nu? Da, nu o să vrea. Bine, de asta mă ocup eu, nu-ți faci griji, dar te rog să faci asta. Copacul ăla vine încoa. Ce copac? Vine. Ce e? Hai. Haide să mergem, haide în camera ta, hai. Nu, pentru că apoi vine partea cu scosul patului și culcatul în haine de... nu mă știu. Cum? Nu, mai bine să vă duc eu în cameră. Eu nu am nimic, Nicolas. Nu, da, așa am zis, șampania înșelătoare. Bine, hai. Ce față am făcut tipa aia? Părea un gladiator. Te rog, vorbește rar. Da. Te simți bine? Da, da? Mai bine vorbesc rar ca să nu se afle că sunt un băiat. Ce să nu afle nimeni că sunt un băiat. Că nu sunt un băiat.
Nu sunt un băiat obișnuit să bea așa. Gata, gata, deja delirezi. Vrei să te duci? Eu deja am ajuns. Vrei să mergi la somn? Nu, o să vă găsesc, o să vă găsesc și o să vă culc, o să vă întind în pat ca să puteți dormi bine. Se pare că altcineva mi-a luat-o înainte. Bine, eu plec, vă las cu perna. Poți să pleci? Te rog frumos. Da. Vă las să lucrați, să dormiți, să... Te simți bine? Da. Sigur? Da. Bietul de... Bietul. Se simțea rău și am stat cu el, am fost să bem o șampanie ca să se relaxeze. Credea că eu sunt beat și a vrut să mă conducă, când de fapt el era beat. Iauzi, și cum a fost reuniunea cu Bonfilio? Bine, știi cum sunt astea. Te-a văzut Nicolas? Da. Nu aveam somn și am ieșit să dau o raită. Voiam să mă relaxez un pic. Normal. Îmi închipui că și tu te-ai relaxat, nu? Da, deși reuniunile astea sunt foarte plictisitoare. Da, foarte plictisitoare. Nu-ți face grijă, o să te relaxezi eu. Da? Mira y sienta que hoy sos el hombre de mi vida.